O nouă zi, o nouă provocare. Haideți cu mine. Astăzi am primit un mesaj drăguț de la doamna Rodica să-mi verific tensiunea și am verificat. Stau bine. Vă vine să credeți, dar ieri am alergat pe traseul din parcul Bucov-Ploiești. Am participat la un concurs de orientare prin pădure cu nepoțica mea. Doamne, este un loc drăguț, foarte frumos amenajat traseul. Este o adevărată încântare. Concursul constă în parcurgerea unui traseu de orientare sportivă cu ajutorul hărții. Traseul are mai multe posturi și la fiecare post are un capsator cu cifre. Deci postul 1 avea capsator cu 1, postul 2 cu 2 și tot așa. Când am terminat concursul, aveam 7000 de pași. Mic dejun, 2 castraveți, brânzică, roșie, 3 felii de salam, crembu și o bucată de pește. La ora 14 am băut un frappe cu gheață. La ora 16 am mâncat 2 felii de pepene roșu. Și la ora 18 paste cu sos de roșii și cașcaval ras. Foarte bun. Și bineînțeles apă. Și pe seară alergăm din nou. Astăzi am făcut 11.500 de pași și cântarul ne arată 90,9. În ziua 80 am slăbit 13,9 kg. Foarte bine!